Romanian farmers are struggling to work their land as drought devastates the nation, creating worry around the quality of the soil both in the short term and the coming years. Farmers say that given the condition of the soil, they can't even prepare it for autumn crops. They're facing significant financial losses due to damage inflicted by the drought. Uitați-vă, bolovanii, deci pământul se rupe, nu se taie. Deci dacă bagi plugul să faci lucrarea de arat, nu se taie brazda. Ești bolovan din ăsta, bine, când se poate ara. Farmers have requested financial support from the Romanian Minister of Agriculture so that they can continue tending the land. The minister has promised them 200 euro per hectare in aid, but not until October. Este un an atipic. Practic din mai anul trecut nu am mai avut o ploaie adevărată. Au fost ploi scurte, ploi puține, cantități de precipitații foarte puține. Am traversat iarna fără să vedem o baltă pe câmp. Au venit temperaturile foarte mari și de perioadă lungă. Acest lucru a făcut ca să distrugă culturile de porumb și cele care au fost irigate. Am văzut cultură de porumb care a fost irigată și căldura mare a blocat-o, a distrus. There isn't a drop of water in the soil, meaning it's too dry to absorb fertilizer and be prepared for next season's crops. Without money and with thousands of hectares they can't harvest, farmers in Romania hope to receive help before the drought causes even more damage to their livelihoods.